Am sosit la locul intervenției cu două auto speciale, descarcare și auto specială Renault. La locul evenimentului era în mașină ocupantul șoferului, respectiv o femeie, și un copil pe scaunul din dreapta spate, care din păcate era decedat. Femeia, în stare foarte gravă, a fost scoasă și predată colegilor de la ambulanță.